Salutare, pariori! Pentru ziua de joi, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit următoarele 7 pronosticuri. În această perioadă poți profita de 150 de rotiri gratuite fără depunere și fără condiții de rulaj la slotul Shining Crown. Bonusul este oferit de Las Vegas Casino, iar pentru mai multe detalii te invit să accesezi linkul din descriere. Djokovic Halis. Tenis Tipster 92 spune că Djokovic a început noul an cu o victorie clară, iar în opinia lui, Halis nu se poate ridica la nivelul sârbului. Djokovic s-a impus în singura confruntare directă cu Halis de până acum și, ținând cont de diferența de calitate dintre cei doi jucători, tipsterul nostru mizează pe un meci dominat clar de Djokovic și propune pariul pe sub 19,5 game-uri. Sinner Kokkinakis. În opinia tipsterului Adrian, Kokkinakis este un jucător cu un serviciu de calitate, iar în această perioadă traversează o formă bună. Nici Sinner nu traversează o formă rea, venind după o victorie clară în care nu a oferit nicio minge de break. Anul trecut, cei doi tenismeni s-au confruntat într-un meci maraton, cu două tie-break-uri și un set terminat la 4. Astfel, tipsterul nostru mizează pe un meci echilibrat și alege pariul de peste 9,5 game-uri în primul set. Chelsea-Manchester City. Tipsterul Cristian îi vede pe cei de la Manchester City ușor favoriți, dar se așteaptă la un meci destul de echilibrat și fără prea multe goluri marcate. Ținând cont de calitatea celor două echipe și de forma pe care o traversează, pronosticul tipsterului nostru merge pe X2 și sub 3,5 goluri. Wade ne aduce în atenție confruntarea dintre Alba Berlin și Baskonia din Euroliga de basket. Alba Berlin ocupă ultima poziție a clasamentului, în timp ce Baskonia vine la acest meci din postura de lider. În opinia lui Wade, ambele echipe au un ritm de joc foarte rapid, așa că ar trebui să vedem un adevărat spectacol. Prin urmare, pronosticul său merge pe cel puțin 160 de puncte marcate. Eldense Bilbao. BMG spune că Bilbao este favorită clară și nu ar trebui să întâmpine probleme împotriva unei echipe de Liga a 3-a. Cei de la Bilbao sunt superiori la toate capitolele, așa că tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria lor și pe cel puțin două goluri marcate. Cinculescu și-a îndreptat atenția spre duelul din hockey dintre Stavanger și Storhamar. La această partidă se întâlnesc două echipe cu medii de peste 3,5 goluri înscrise per meci, așa că tipsterul nostru crede că vom vedea multe modificări pe tabela de marcaj și propune pariul de peste 4,5 goluri. Santa Clara Braga. David Chirilă spune că Braga este favorită clară, aceasta aflându-se pe podiumul clasamentului din campionatul Portugaliei. De cealaltă parte, Santa Clara se află în a doua jumătate a clasamentului și vine după 5 meciuri consecutive fără victorie. Prin urmare, tipsterul nostru propune pariul pe victoria celor de la Braga. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminuzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.